Au îmbătrân... o coeziune a grupului, au îmbătrânit, fantastică. Coeziunea le-a îmbătrânit, a ruginit coeziunea. 6 ani, clasa 0, Steaua. Haide, Steaua noastră. Să-i mulțumim Ancăi Martin pentru o colaborare de succes. Astăzi a fost ultima ei intervenție la Neața. Anca se retrage la Sibiu, unde vrea neapărat să-și continue studiile. La Ghiță sau la... la Jina. Anca se retrage la Sibiu pentru un an, cât? Un an jumate? Un an. Pentru un an. O lăsăm să-și termine studiile, după care, nu-i așa, pentru că a semnat cu sânge că stă alături de echipă, se va întoarce la Neața cu părul lung, cu ochii negri, fără ochelari și cu patalama la mână. Da, aș dori să am și eu câteva cuvinte. E cu plânsă, te prevăd. Nu pleca! Mulțumim, Anca, pentru... Stai, dragă, vreau să zică două, trei vorbe, că m-a zăpăcit, cred că și le-a scris în prompte. Da, dacă nu plângi degeaba. Nu, de obicei nu sunt bună la discursul lacrimogene și îmi place să plâng în propriul cămin, sau, mă rog, în căminul închiriat pe care l-am în București. Dar ideea este că dacă mi-ar fi spus cineva acum un an și jumătate că o să ajung aici între voi și o să învăț ce înseamnă televiziune și ce înseamnă spectacol și ce înseamnă prietenie de niște oameni fantastici și profesioniști, aș fi zis că e nebun. Vreau să spun că a fost o onoare pentru mine și un vis împlinit, faptul că la 22 de ani am ajuns să fac parte dintr-o echipă atât de deschisă și atât de prietenoasă ca și voi. Fiecare moment în care am fost aici n-a fost doar un program de serviciu, ci a fost, nu știu, un moment în care am fost degajată și profesionistă în același timp. Ce drăguț! Dacă mai vrea cineva să plece cu ea? Așa am și eu să zic câteva cuvinte. Da, să fiți scurt, vă rog. Scurt. Aș vrea să mulțumesc echipei pentru cei 6 ani de zile în care pot să plec de luni și eu. Mă așteaptă o insulă în Filipine să-mi termin studiile. Ce? Nu reușesc. Ce studii? Nu pot să fac aterizările în blind cu kite-ul și vreau să-mi dedic un an de zile, dacă se poate. Stai, bine, stai, că ai nebunit la cap. Și noi te salutăm, Eugen, de la Sunet.